Doamna Kerekes, președintele Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții din România. Un gând pentru comunitatea persoanelor cu dizabilități și pentru beneficiarii Asociației Ridică-te și Umblă, vă rog. Bună ziua, dragii mei! Sunt aici, în primul rând, ca să vă ascult, să vă înțeleg și să înțeleg ce anume am putea să facem ca instituție ca să vă fie viața mai ușoară și mai bună. Lucrăm pentru asta și mă bucur de deschiderea care există atât din partea ONG-urilor, cât și din partea instituțiilor guvernamentale. Vă doresc multă, multă sănătate tuturor, vă doresc putere de la Dumnezeu și, în primul rând, aveți încredere în voi și în Dumnezeu și încercați să fructificați tot potențialul care există în dumneavoastră. Vrem să vă vedem mai mult printre noi și pentru asta vă promit că voi face tot ce ține de mine ca să putem să accesibilizăm mai mult România și vrem să vedem că sunteți activi. Atâta cât puteți fiecare, vă ajutăm să vă găsiți locuri de muncă și să le mențineți și să le accesibilizăm astfel încât să puteți să beneficiați de toate drepturile care vi se cuvin și să puteți să fiți considerați ca și toți ceilalți oameni de nădejde ai acestei țări. Multă, multă sănătate! Vă mulțumim și mult succes în activitatea dumneavoastră!